naszym Bogu przemówienie. Este o postă cinstea celor doi mari apostoli, Sfântul Apostol Petru, căruia Hristos i-a spus că îi va da cheile împărăției cerului. Iar el va fi piatra pe care se clădește Biserica lui Hristos. I-a spus, tu ești Petru și pe această piatră vă zic biserica mea și porțile iadului nu vor biui pe dânsă. De asemenea, postul acesta este și în cinstea Sfântului Apostol Pavel, cel care, înainte de primirea profesului, se înălțau și erau unul din cei mai aprici chinuitori ai respectivor, era cel care îi voda pur și simplu pe creștini, căutând să-i omoare, împlinind astfel chiar cuvântul lui Hristos, care spunea că vor ajunge ca cel care vă va ucide pe voi să creadă că aduce slujbă lui Dumnezeu. Sau, cel care avea să devină Sfântul Apostol Pavel, a fost crescut în învățătura iudaică, era literat, era învățat, era un știutor de carte, nu era doar un zelos, unul care vrea să placă cu inima, ci pur și simplu el era convins că face bine ceea ce face. Că e extremul pe creștini, pe cei care vestesc Evanghelia lui Hristos. Și iată că pe drumul Damascului îi se arată osul lui Dumnezeu, zicându-i Saule, Saule, pentru ce mă prindă ucine. Atunci Saul a venit, i s-au pus așa pe niște sorți pe ori, și până nu a primit taina profesorului, nu și-a repetat taina profesorului. Iată, iubiților, că acest post, care ați observat că unul este mai lung, altul este mai scurt, este în funcție de data Paștelui. Pentru că sărbătoarea lui Sfântul a 50-a, este la 50 de zile după Părintele, iar postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe la o săptămână după praznicul Ierusalimului, la o săptămână după cinstirea Sfântului Petru. De aceea, ori, ați constatat că postul acesta poate dura 2-3 zile. Sau, cum este situația în anul acesta, de la începutul lunii iunie până la sfârșit. V-am fi așa extrem de sucit, pentru că am dezvoltat tot de parcursul postului și, cu siguranță, cel mai mult din ziua ce este Sfântul Apostol Petru și Pavel. Însă, am făcut această mențiune pentru că în Apostolul al VI-lea de la Taina Sfântului Masul, se spune așa, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răzbunit drumul împreună cu Marii și cu Pocul. Iată că cei doi mari Sfinți Apostoli și-au răzbunit Marii și Pocul, s-au răzbunit pe ei. Au venit moarte pe cruce. Dar chiar Hristos i-a răstit lui Petru cum avea să poată. Și iată că mai trecut și pe ei ieșiși s-au jertfit pe cruce și au jertfit
porcurile acestea de aici, pentru a păși acest drum al deșercii al Împărăției Lui Dumnezeu. Și când eram acum asta și când sunt de privire despre ce se întâmplă, vă zic că toți cei ce sunt acolo de Hristos, își răzbunesc și drumul, și partea, și copilul. Însă, se întâmplă ca chiar și cei care sunt de acolo de Hristos să se mai și cadă. Și continuă cuvântul Apostolului, iată, avem chiar de Hristos la Părintele la Părintele Apostolului Pavel, acesta le spune Galatenilor, fraților, chiar le va vedea în omul cu greșeală, iar că toți cei care sunt învățători de Hristos pot să cadă și cu greșeală. Dar chiar și așa, de se va întâmpla ca omul dintre greșelii să cadă cu greșeală, spune Sfântul Apostol Pavel, voi cei duhovnicești, îndreptați-i pe lucrul ca acesta pe lucrul din vieții. Știm că atunci când avem un obiect strâmb și vrem să-l îndreptăm, apelăm la forță. Pentru a-l îndrepta, îl dăm cu ciocanul, fie îl strângem, îl mai presăm într-un fel sau altul, numai ca să devină drept. Iată că în cele duhovnicești, presiunea se face doar cu Duhul, dar cu Duhul Blândeței. Pentru că numai Blândeția este cea care îndreaptă duhovnicești. Nici de cum forța Duhului, nici de cum forța vorbei, nici de cum altfel de forțe din acestea materiale, și Duhul Blândeții este cel care îndreaptă. Este singura presiune compatibilă cu sufletul locului. Numai Blândeții. De aceea, citim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu deși ne iubește ceară. Dar nu ceartă ca un stăpân, nu ceartă ca un părinte. Părinte când își ceartă copilul său, nu îl ceartă ca să-l ipologească, să-i dăuneze sufletul său. Nu îl mustră ca să-l facă să se simtă în ultimul loc, ci cu Duhul Blândeței care îi zvorăște din iubire. Pentru că numai așa, cu adevărat, copilul acesta simți blândețea părintelui. Se va îndrepta. Orice om, orice creștin care vrea să îndrepte pe cineva, trebuie să îndeplinească această condiție a duhovniciei. Spune Sfântul Apostol Pavel, voi cei duhovnicești, adică cei care trăiți în Duhul lui Dumnezeu, cei care cunoașteți și trăiți în credință, iubirea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, toți aceștia duhovnicești, nu spune Sfântul Apostol Pavel că oricine să-i îndrepte pe cei căzuți. Doar cei duhovnicești. Cei care nu sunt duhovnicești, sunt caute să îndrepte pe cineva, pentru că ei fiind duhovnicești, adică îndreptați, nu pot îndrepta la lucrul lor. Nu poți, dacă ești strâmb, să faci ceva drept. De aceea și Sfântul Apostol Pavel spune că voi, cei duhovnicești, îndreptați în lucrul acesta cu lucrul Blândeții. Foarte interesant, spune Sfântul Apostol Pavel. Și vine să întărească ceea ce v-am spus. Atunci când îndrepți pe cineva cu lucrurile vieții, spune
Sfântul Apostol Pavel, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și în Sfânt. Adică, atunci când îndrepti pe cineva, să iei seama și la tine însuți. Să nu care cumva să te fălești, să nu care cumva să te îndrești, că tu ești hipocricesc și acela nu este. Să nu care cumva să cazi în această ispită a autosuficienței, a mândriei, a superiorității, crezându-te că tu mă muncesc și cel pe care vrei să-l îndrepți este un mărucit și care cine știe dacă se va îndrepta o dată, chiar dacă te vorbești cu Duhul Bunătății. Acest Duh al Bunătății nu înseamnă un Duh al superiorității. Să mă uităm la creștinilor noștri să caute, să imite bunătatea fără să o trăiască. Și caută să se poarte blând, fără să fie blând. Și atunci când creștinul nostru caută să fie blând, dar nu trăiește bunătatea, adică în momentul acela mântria își face omul cu ușurință. Și omul nostru cum conștientizează că a fost cuprins de bunătatea? În momentul în care ajunge la concluzia că el se simte bine dacă îndreaptă pe cineva. El are o, așa, o satisfacție că a făcut o faptă bună. În momentul în care te simți satisfăcut că ai făcut o faptă bună, înseamnă că ai făcut-o de mână cu mândrie. În momentul în care săvârșești o faptă bună ca pe ceva normal, ca pe ceva firesc, fără să ți se pară nimic, ieșit din pomul lui Dumnezeu, în momentul acela, n-ai cum să te mai mântuiești. Pentru că blândețea pe care o trăiești, acest Duh al lui Dumnezeu, această dorință de a îndrepta, luând seama la tine însuți. Fiind atent la tine. Că tu nu ești așa pur și simplu ca un ciocan care vine și dă, și dă, și lovește, și lovește. Vii cu Duhul lui Hristos. Vii cu acest Duh al Dumnezeu care te izvorăște din altceva de pe tine, iubire. Iar Dumnezeu fiind iubire, fiind Cel care varsă Harul Său pe Tău și în noi, cu ușurință trăind iubirea, putem fi blânzi autentic. Nu doar niște blânzi chinuiți. Nu știu, are locul vorba aceasta, locul piele de oare, plată de oare. Da? Nu trebuie să fim acele duhovnicești cu masca pe față. Și trebuie să căutăm ca fața noastră să fie una reală, să fie una bine plăcută lui Dumnezeu. Și aici mă refer la fața sufletului, la fața inimii. Deci, Hristos a spus așa, că Dumnezeu nu privește la fața omului, ci la inima lui. Iată că dacă fața inimii noastre, care nu poate să se ascundă înaintea lui Dumnezeu, este sinceră și este autentică în blândețea ei, cu adevărat, cei care vor căuta să îndrepte pe cineva, vor reuși cu ușurință. Și mă duc aminte de aceste clipe de bunica mea, Dumnezeu să iertă, care era o femeie simplă, de la țară. Și nu avea prea multă școală. Că pe vremuri nu se făcea atât de multă școală ca în zilele noastre. A crescut omul lucru. Și eu eram dintre mine de poți. Nu se înțelege nimeni. Că eu eram ca mă bănuiesc. La țară, pe câmp, pe tot felul de locuri pe acolo, vedeam bunica și frața și mă plăbată de la prăzat. Era foame,
dacă nu găseam ceva de mâncare pe copaci sau pe copii. Să fie altfel cum vedea seara. Și încercau frații, mama, bunicul, era la care nu mă vedeam de dimineața și seara. Și frații, mamei și ceilalți căutau să facă ordine cu mine. Nu aveau nici ceva. Eram un copil răzgând. Și, în schimb, bunica, din trei patru cuvinte, m-a așezat la locul meu, fără să mă deranjeze, fără să mă supere cu absolut nimic. Și tot ce îmi spunea ea, făceam de drag. Chiar dacă nu mai și certa cu vorba, că de pe lucrurile se punea pe mine. Și iată că plândeța aceasta, care în păcate rar nu a fost absolvat, cum poate că era cu fiecare are așa o afinitate cu bunicii și probabil că greu găsește pe cineva ca bunicii. Însă, blândețea aceasta mi-a rămas în minte. Niciodată nu am ajuns la blândețea ei. Bine, ea fiind și mamă, două copii, deja cu ușurință puteți să înțelegeți și să simțiți lucrurile acestea. Însă, blândețea aceasta despre care vă vorbeam este cea care nu are nevoie de foarte multă lume. Pentru că, pe un om căzut, nu-l îndrepți cu filozofie. Nu-l îndrepți cu silogism, cu ecuații logice, cu tot felul de formule matematice. Și pe omul îndrept, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, cu Duhul blândeții. Acea blândețe autentică. Și dacă, dragilor, veți căuta să trăiți această blândețe autentică, nu chinuită, nu falsă, veți vedea că nici nu vă veți mai înnova la primele lucruri care vi se arată în față. Nu vă veți mai supăra. Dacă cineva vă va greși, nu veți mai ține nimic rău care vi s-a făcut și veți trăi cu ușurință în dragostea lui Hristos. Despre aceasta am vrut să vă spun, mai ales că suntem în postul Sfinților Apostolilor Petru și Pavel. Acest pasaj din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel este unul care mie îmi place foarte mult și asupra căruia cred că ar trebui să reflectăm între lume și mai mult decât atât, să punem și în aplicare. Dumnezeu să vă binecuvânteze și mă doresc mulțumesc pentru